Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit pe r/oddlysatisfying, deoarece a sosit acel moment al săptămânii când trebuie să ne uităm la chestii satisfăcătoare ca să ne luăm doza de satisfacție. Nu-mi dau seama dacă ăsta construiește ceva cu ciocolata sau ce e aici. Cred că da, că văd că e în bucătărie. E de pe TikTok? Nu e. Am înțeles, am mai văzut noi obiecte făcute din ciocolată. Dar o să dăm un mic skip. Știu că vouă nu vă place. Ii, Rafa, nu mai dea skip. Dar nu puteam nici să ne uităm la tot videoclipul, că nu știm de unde e și după aia ne dă un mic claim. Dar avem o floare care nu știu ce naiba e asta, dar ok. Un coral, ceva, o scoică, nu știu ce e asta. Aici o pauză de la episod pentru a mulțumi sponsorului de astăzi, care este Boosteroid. Unii dintre voi îl veți ști deja, l-am mai prezentat și eu pe canal. Avem una bucată telefon și una bucată Boosteroid. Vedeți acolo în browser, boosteroid.com. De astăzi este și pe telefon, pentru cei care nu aveți calculator, dar totuși aveți ceva jocuri, de fapt nu neapărat trebuie să le-ai cumpărat, de exemplu vedeți Fortnite pe ecran acolo, este complet gratuit și îmi scuzați setup-ul meu scuffed, dar vedeți că este o listă cu jocuri, mai mult ce am eu pe cont, ce îmi recomandă mie și dacă apăsăm pe butonașul acesta și ne ducem jos, vedem că, dă-i mai jos, vedem că sunt toate jocurile precum pe calculator, dar le puteți încerca direct din browser. Deci nu este nicio aplicație, intrați în browser boosteroid.com și vă logați. Water rippling over sand. Deci pe jos este nisip și apa creează valuri, se întâmplă chestii. Este satisfăcător sau nu? Asta vreau să știu de la voi. Este cel mai important lucru mai departe. Asta o să vi se pare satisfăcător. Avem o demonstrație a probabilității. Sunt niște procente pe aici pe undeva și e foarte probabil să pice pe mijloc și apoi în părți din ce în ce mai puțin probabil. Vedeți, pică mereu la fel. Nu e un nu e pe repeat, cred că dă de 3-4 ori. Frumos, satisfăcător. Cât de cât. Making an edible picture out of jello. Face din gelatină o imagine, o, nu o imagine, un tablou ceva pe care îl poți mânca. Niște reni. Ați mânca asta, băieți? Da sau nu? Pare ca un tort, ce drept. Vreau și eu sweet plum jelly and cream. Vreau și eu, băieți. Ce drept, eu nu prea am mâncat multe de astea gelatinoase. Nu-mi place nici piftia, de exemplu, dar aș fi deschis ca să încerc așa ceva. Patul pe care l-au făcut doamnele de serviciu, să zicem, este patul perfect, fără nicio cută. Wow! Ce taie, mă, ăsta? Copy the exact measurements and shapes with ease. Da, mă. Deci e o unealtă ca să... Cum vine gresia pe lângă și așa. Înțeleg. Wow. Vă place? Deci prima dată ia măsura și apoi face, am înțeles, forma respectivă. Bă, mișto. Avem de pe TikTok în painting clouding in water. Frumos. Mă jucam și cu acuarele când eram mic și mă duceam la școală, la ora de pictură. Am mai văzut chestia asta în Japonia, Kyoto, pe undeva prin Asia, Japonia, ceva, este cu bambus și mecheră de tot. Foarte faină priveliștea, dar n-am văzut pe timp de iarnă, gen cu zăpadă. Flipping fried eggs and keeping all the yolks intact. Ține... Ia! Wow, și nu s-a spart nimic? Omul acesta este un maestru al ouălelor. Așa faceți și voi? Pare mult prea ușor. Când te joci competitiv cu băieții și totul merge corect. Am văzut asta în feed pe Reddit, că sunt și eu abonat la subredditul acesta. Și joacă ei prea frumos, gen își bat jocul ăștia. Bam! Ce să mai, n-ai ce să mai. The way the rocks just glide over the water.
Mamă, ăsta e mare maestru. Wow, eu abia o dau de două ori și ăsta o dau de 100. Și asta o artă. Tu nu vezi ce formă are? Mișto și e drept. Îmi place. Peru is without a doubt one of the most captivating countries. Mhm, frumos. Mi-aduce aminte de biomul ăla de Mesa din Minecraft. Un tren trece prin Wisteria. Oh my god, nu sunt alea din Demon Slayer? Să mă gândesc la altceva. La florile alea. Nu știu dacă ați văzut animeul. Frumos pasaj, nu? Cu floricele. Original content, ia. Persoana aceasta a făcut un geam, o lampă din geam, care arată ca și cum... Aha. Deci te uiți și zici că da, continuă la infinit. Frumos. Frumoase astea care se joacă cu creierașul tău. Aici avem o mingiuță, bă, parcă am mai văzut. Nu? Și se mișcă mingea în interior? Dar ce e asta? Da, am mai văzut. Dar ce e asta la început? Nu înțeleg. E lemn sau ce? The Shack Rainbow. În toate culorile. String Art Butterfly Painting. Cu ață. E interesant, dar oare cum ajungi să faci așa ceva? E foarte specific. Dar da. Asta am văzut-o și eu ieri, e one day ago. Trage zahăr topit. Vedeți cum se face zahărul ăsta? Îl mâncăm noi, băieți. Asta e drogul suprem, zahărul. Toți mâncăm zahăr. Sau marea majoritate. Chiar e satisfăcător. Frumos. Ok, raindrops. E trecerea de la culoare. E pe plafonul unei mașini pe capotă. Mai arată-mi ceva tare. Stunning and intricate. Ce înseamnă intricate? Tema voastră pentru acasă la ora și literatura de engleză pentru astăzi. Că așa s-a închis școala. Este intricate. Ce înseamnă? Ce naiba e asta? Incens. Ce înseamnă incens? Este tema voastră pentru acasă astăzi. În Vietnam. Ok. Wow. Cum arată un 787? Ai avionul. What? Asta e avionul? Mamă, ce mișto arată. Interesant, nu prea vezi avioanele goale. E avion, nu? Da, cred că sunt. Nu știu și le este aici. Dar e un avion destul de mare. Uriaș. N-am mers niciodată cu avion de la cu 2 etaje. Sau supra etajat. Un alt lucru pe care nu o să-l vedem prea des este cum cei din Australia își așteaptă bagajele și nu trec de linia galbenă. Pe când în mare parte, în restul lumii, știți și voi că fiecare băgă căpățâna să vadă. Nu știu dacă ai pățit vreodată să iei bagajele de la aeroport, dar îți vine de aici și tu dacă ești prin capăt, se apleacă și cealaltă, trebuie să pleci după el și tot așa, nu mai vede nimeni nimic. Aoleu, ia să vedem. Eu fac și vând ceară. Wax melts as a side hustle. Nu pricep ce face asta. This is my favorite video. Face video pe YouTube cum se topește ceara? Asta zice? Habar n-am. N-am crezut niciodată că carpentria este satisfăcătoare. Hai că e carpentrie, nu știu ce înseamnă carpentrie. Partea asta care se ocupă cu lemnul. Nu știu traducerea. Tâmplar, nu? Tâmplar, mă, că nu suntem pe metin. Ia uite-l, mă, pe nenea. O dai cu nenea, că nu o dai. Vine și taie. Brrr, vă fac eu sunetul. Brrr. Are ochelare, are tot ce trebuie. Și e perfect? Bă, ești nebun? A, de-aia nu o să te ia, da cu ciocanul. A ciocănit-o. Pac, pac și e unde trebuie. Sau cum se zice la noi în România, e ce trebuie. Foil art being made with a tablet.
Foil, foil. Ce înseamnă foil? Aha. A desenat și apoi a printat. Mișto. O balenă. Wow, balena ucigașă, auto cât e. Mama mea. Câta creaturile, mă. Aici ce mai avem? Frameable piece. A prins mișto ăsta. Aici e balustrada și în spate e roata. A prins frumos. Ia, 20 de ani de rasul metalului sau de a rade metalul. Abar n-am cum să traduc. Se scoate, să zic, astăzi. Mhm. Da, așa că e metalul de 20 de ani. Da, e mai greu cu traducerile, băieți. Cam greuți. Iar mă, intricate eggshell sculpting. Sculptează ouă. Băieți, dați și voi like la video, eventual dacă încă vă mai uitați. Ia uite-l. Uuuu, Mihăiță, stai mă liniștit. Nebunule care ești. Airsoft gun players perform tactical slides. Mama. Mama, asta mai văzut-o, a găsit o piatră plată. Iar e ceară. E geam de ăla. Asta chiar e satisfăcător geamul. Super satisfăcător. E așa ciudat. Pentru că geamul, dacă l-ai mișcat, s-a spart. Dar când e cald, vedeți și voi cum se mulează. Lacquer thinner and metal flake paint. Habar n-am ce-am citit. Nu știu ce-am citit acolo. E grele engleza. Când plouă în Meliha, Malta. E cineva din Malta, băieți? Nu prea e, nu? Curge apa pe aici. Bun, ia, fii atent la brotherum. Cum taie ea. Wow. Da, mă, e ce trebuie. Face cerculețe. Ok. Îmi place. The lush outdoor rain shower. Ați face baie aici, băieți? Bun. The Quanda effect. Interesant. Credeam că nu mai cade de acolo. Mi-aduce aminte de jocul ăla cu mingea. Nu mai știu cum se numește, l-am jucat noi pe canal, de super vechi. Și ești o minge de lemn, de ziar de, și de piatră. Mai știți? Ia uite-o, Minecraft. Aceste hexagoane. Da. Frumos. Satisfăcător. Da. Ce să mai, băieți? Avem un ananas. Pen pineapple, apple pen. Știe omul să facă sau nu? O mișcare greșită și s-a dus degetul, ia? Îl face pahar sau ce îi face? Nu-l face, nu? Evantai, ce naiba îi face? Cartof. Wow. Nu știu de ce am crezut că îl face pahar, nu mă întrebați. Da, mă, omul știe. N-ai ce să mai aici o periuță de dinți ecologică. Remove, not a static image. Căruia îi poți schimba periuța asta. Știți ce zic, gen periuța, căruia îi schimb periuța? Uscătorul meu de haine. My dry cleaner has a vintage dryer which he converted into an a transformat un uscător de haine în acvariu. Ok. Să meargă asta de thumbnail? Se poate, bă. Beautiful pancake being pancakes being flipped. Întoarce clătitele. Ați mâncat o clătită, băieți? Sau mâncați chiar acum?
Că voi mereu mâncați câte ceva când vă uitați la episoade. Ăsta cu pressure washer-ul e top. Vrem să ne uităm la tot. Vreau să văd cu tot gardul. Da, mă, da. Dar n-a făcut și el uniform, știa, dar doar în mijloc. Dacă tot voia să fie satisfăcător, dar probabil n-a filmat omul ca să pună pe Reddit aici. Poate pus altcineva? Habar n-am. Banane, cărți, TikToken. Ăsta scrie pe perne. Creating a batik. What? Am înțeles. Vinyl has some incredible properties. Wow. Ce aia, lusucă? E, îl încălzește sau ca, ce e lumina aia? Mișto, mă. Frumos și aici. Nu prea avem thumbnail, ce drept. Intrăm în panică. Mă uit la niște apă pe jos, tare rău. Mamă, cum taie lemnul. Ca pe cartofior îl taie. Și acum hai să căutăm un thumbnail, băieți, împreună. Casele astea nu, cocoșul, dacă vă pun cocoșul, dați click pe el. Nu știu dacă dați. Dacă vă pun asta, dați click. Nu prea dați. Asta am mai văzut-o și o vom mai vedea pe viitor. Cum i-a înghețat pe mașină, da, și a format ce era de format. Ăsta taie baloane. Boing. A, sunt mai multe baloane unul în altul, mișto. Și cu apă. Frumos, frumos, dar dă-mi un thumbnail top. Vreau să văd ce face asta cu roata. Ai, sunetul și n-avem sunet. Wow, a dat foc la roată. E nebunie, mă. Ăsta vă pun. Am găsit thumbnail-ul. Vă pun un wow și veți da click pe el. This oddly satisfying sunny side up. E video? Nu e. Mă, e prea perfect-o ăsta, nu știu. E prea perfect, ia pastele. Noodles cooking in a satisfying way. Ah, că se fac din exterior în interior. Da, mă, da, înțeleg. Adding drops of colored paint to a droplet of water. Aha, deci adaugă vopsea în apă. Într-o picătură de apă. Frumos, frumos. Brabetele. Am mai văzut asta. Cred că ați făcut și voi la un moment dat, nu? Aveți caiete. Wow, wow, wow. Prea tare. N-am fost și eu aici? N-am fost. Am fost la o chestie asemănătoare în Dubai. Și era un avion tot așa pus cu flori pe el. Ia uite-l, mă. Vă țineți bine? Se dă peste cap. Șmecher. Șmecher rău. Mamă, nu știu cum zici acum te simți tu când faci tricul ăsta. Oricum l-a făcut de miliarde de ori, dar ca idee. Wow, ia uite aici bulele. Frumos. Și o să încheiem cu frunza asta care poate fi și ea thumbnail material. O să încercăm mai multe. Dacă v-a plăcut episodul, băieți, apăsați și butonul de like ca să continuăm seria noastră cu doza satisfăcătoare, nu, doza săptămânală de satisfacție. Ok, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!